Ziua de 29 octombrie a fost dedicată tuturor celor suferinți de psoriazis, boală care afectează la nivel mondial peste 125 de milioane de persoane. Afecțiune cronică severă, determinată genetic, psoriazisul nu are cauze bine determinate, dar se cunosc de către specialiști factorii care declanșează boala. Stresul, stările conflictuale, deci depresia, traumatismele, factorii ambientali, infecțiile sau anumite medicamente. Ce este de remarcat în ultimii ani? O creștere extraordinar de mare a numărului de pacienți cu psoriazis și apariția din ce în ce mai frecvent a psoriazisului la extremele de vârstă. În general, psoriazisul apărea înainte mai frecvent între 20-50 de ani. Acum, cazurile de psoriazis la copii, chiar copii mici, nu mai sunt o raritate. La nivel național, 4% din populația țării suferă de această boală, cu incidență egală pe sexe, iar în Giurgiu lucrurile nu stau mai bine. Cele mai multe persoane suferind de această boală prezintă forme ușoare, iar 15 până la 25% dintre bolnavi reprezintă cazuri moderate și severe, spun specialiștii. Chiar și în Giurgiu, numărul de cazuri de pacienți cu psoriazis este din ce în ce mai mare. În afară de tratamentele obișnuite, care sunt reprezentate mai ales de tratamentele externe, cu unguente, cu creme, în ultimii ani au apărut tratamente extrem de puternice, extrem de bune, extrem de scumpe, deci prin programe naționale ale casei de sănătate, care pot ține această boală foarte bine sub control. Localizate pe scalp și în zonele de extensie, adică coate și genunchi, rănile sau eczemele provoacă celor afectați de boală un stres psihosocial sever și un impact negativ asupra vieții celor suferinți.